Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de ARK Survival Evolved. Salve, Sky! Salut! Mane, suntem aici, avem doi argentaviști, cei mai cei, dintre cei cei. Și suntem în față, avem deșertul. Ei bine, astăzi ne încercăm norocul. Nu la T-Rex, asta vine mai încolo, da, așa. Dar luăm niște scorpioni, cel puțin pentru asta am venit să vânăm niște scorpioni. Vom vedea care este treaba. Cu dânsii, dacă ne lasă. Sky, tu ți-ai luat mâncare? Am uitat mâncare. Dar e ok, în regulă. Nu? Am 21 de carne, așa că îți pot da din mai mit, dacă vrei. Da. O să văd eventual să iau niște mure de pe aici. Că sunt foarte curios de asemenea să-mi dea pânză din aia de păianjă. Ăștia nu mai știu, sunt periculoși. Ce sunt ăștia, mă? Ce sunteți, mă? Cred că-s pasivi. Băi, mail Morelatops. Ce-o fi bună asta? Sigur are ceva întrebări. Super! Nu-mi spune că mi-am blocat geometria în Morelatops. Super! Te aștept aici sus. Stai, poți să vrei urc? Vrei să-l omor? Să nu, gata, am scăpat, e ok, e regat. Aici mi se pare că cactușii dau resurse, dacă nu mă înșel. Foarte posibil, yes. Gen plante. Așa, aici... Eu am văzut scorpion mai în față, deci nu prea stau pe lângă apă. Scorpionii se duc mult în adânc. Încă o chestie, înainte, stai așa. Trebuie să bem neapărat apă, că aici se secătuim mult mai rapid. Să beau niște apă. Hai că sunt foarte greu să văd ea. Tintoberis, Azulberis, Amarberis, Narcoberis, Fiber, Sand. A dat? Nu, încă n-a dat pânză. Sunt curios. Ok. Equipă, nu știu ce. Auzi? Stai puțin. Oare era cu o seceră din aia, mă? Cu un scinte de la sinte? Sickle, da. Oare? Nu știu. Asta chiar nu știu. Dar știi tu că îți dă pânză de aici, de la tufișuri, pur și simplu, și nu să omorăm ceva? Parcă așa să zic. Parcă. Nu bag mâna în foc, dar okay. Parcă. Ok. No, bine, trebuie să iau și niște mâncare pe aici. Îmi las și niște mure. Gata, mai ajungi. E da bine. Bun, deci avem în partea asta în față și în stânga. Aici ar trebui să găsim niște băieți de ăștia. Vrei să urmărim și un anumit level, să fie peste un 200 plus? Nu. Nu, a? Personal nu, pentru că oricum nu se folosim la absolut nimic. Așa e, da. Ia uite un wolf de ăsta. Cât de random. Cât aia e. Ia stai că mai fac curios să văd ce level e. Ai văzut pe băiat? 270. Miau. Ne luăm un lupușor? Ce faci cu el? Nu știu. Arată bine, mă, ne fac thumbnail-uri. Focus. Mergem la smiley pentru thumbnail-uri. Focus. Așa. Da. Uite și în față o antilopă, ce e? Stânga. Păi, dar ce? N-am mai văzut câini ăștia, lupii ăștia pe aici. Adică e prima dată când îi văd. Dar asta nu e, ăștia sunt mistreți ceva. Mistreți? Gata, am văzut un pulmino. Unde? De unde? Sunt în față. Vezi că s-a luat mistrețul după tine. Da. Mamă, dar să iau băieții, nu glumă. Să iau, da. Dar e spark, facem level. Ia, stai să mă uit un pic mai așa de la depărtare. Auzi? Nu mai bine rupem noi mistreții până luăm pe ăsta? Da, absolut. Level 40 la pulmino, e ok. Mamă, și... 40, Titan boa. Da, și că a venit alfa. Hai, Sky, ajută-mă. Așa. Dau și eu. Dar fuși, ridică-te că vine scorpionul și ăla îți dă sleep. Ha-ha, dar e donul, e mortus. Ia uite și cu... A venit și ăla, mă, zi... De se tărăște. Vreau să cred că e Titan Boa, dar nu știu dacă e Titan Boa. Pare mai mic, sincer. Nu cred că e Titan... Apropo, am văzut Titan Boa la Smiley. L-a luat. Deci, îi făceam thumbnail, literalmente. Este Titan Boa, da, de 110. Și a venit pe el. Dar nu e mic pentru un Titan Boa? Bă, ăsta e. E mic... Ce? Mi l-a omorât, mane! Sau l-am omorât eu? E mic din aer. Fii atent că Titan Boa îți dă torpor. Da, nu mai avem pulmo... Scorpionul. Uite aici alții. Ok, stai să mă pun un pic jos. Pe cărăbuși. Mamă, dar ce târătoare. Trebuie să-mi pun mai mult în melee damage, că nu se mai poate. Bagă tare! Ai mai găsit unul?
Nu, n-am mai găsit. Survolez un pic cu zona. Am găsit-o de aia, o, cu o mie de... Anarhidă de aia, nu știu cum se numește, de cu o mie de picioare. Ah, ok. Aș vrea să zic centipedes, dar nu știu dacă... Centipede, da, lasă, ce contează. Da. Ai. Tipidă din aia, da. Tipidă. Mamă, dar șerpălăi de ăștia pe peste tot. A, am găsit aici. Oho, trei marafeți, ia uite-i. Mă vezi? Stai, nu. Mă vezi, iau te în dreapta. Văd, te văd. Tot în față. Am trei marafeți aici, frumoși, drăguți, grași, frumoși, ia uite-i. Mamă, dacă ar vedea mamaia pe ăștia. Să mai pun un... What the fuck, mi-a dat Prime Meat, Daedonul vieții. What the hell? O barosăneală? Pe barosăneală maximă. Hai să ne băgăm la ăștia în Sky, că am izolat unul. L-am imediat, izolat, imediat. Ia uite, nostru, ia nostru, vezi că mă pun pe jos. Pun-te pe jos. Eu o să știi că dau cu bola un el. Și eu, hai da, hai cu dai bola. Dai tu primul cu bola? Dai tu prima. L-ai nimerit? Bravo. Da, l-am nimerit. Rupe-i fușul. Rupe-i fușul, Sky, rupe-i fușul. Tu ai grijă, vezi în jur. Văd, mă uit. Suntem bine. Stau de 7. Suntem bine. Gata, ăla a fost. Te-am pupat, băiatul bagă-i, meu. Bagă-i. Ei, pun acum. Ia-ți alea, că uite, cred că poți să-ți iei tranchiarosurile. Ce tranchiarosuri? Nu, n-ai cum să-ți le... Păi le văd aici, tranchii darțurile, uite aici. Le vezi tu, dar n-ai cum să-ți le... Mane, de ce mă superi? Bun, hai să mai luăm unul. Unde mai e? Hai să mai luăm unul. Stai așa. Mergem cu ăsta, stai așa. Deci pe ăsta îl mai lăsăm aici, da? Să mănânce, să ăstea. Ok, bine. Stai așa, stai. Unde trebuie să izolăm unul? Uite la acolo, sus. Te uiți la ăla, mai avem unul izolat în spate aici, nu vrei la ăsta? Îl văd, survolez un pic să am grijă să nu vine ceva. Ok, avem un băiat aici. Îl mămește un coaș și îl prind eu cu bola? Asta facem, fii atent. Bagă ăsta aici, lasă-mă că mă duc pe jos. Hai! Pe jos, Jesus, te-o duc pe mine, nu pe jos. Nu, că mama târnă greu la mine, de asta eu sunt pe jos. Da, clar. Oh my god, ai prins, vin doi, de ce vin doi? scoate arma. Nu pe aia Sky, scoate-o pe aia cu darțuri. Da mă, dăm cu bola să-l prindem, tu adu-l mai încoa. Că l-aduc mai încoace, că să-l avem lângă ăștia. Ia uite, se duce la pasăre. Lasă-mi-l mie și fugi la pasăre. I-am dat cu ăsta pe bola. Azi că am chemat pasărea. Tu zgureanule. Gata, am prins și pe ăsta. Când vrei tu, vii și la ăsta. Nu avem nevoie de 3. Mane, nu strică să avem acolo. Dar stai, deci ăla e unui mail. Ăsta e mail și ăsta la altul ce e? E tot mail. Vezi și tu, poate e femelă ăla. Mane, Netflix, se acceptă orice. Hai, stai să vedem cum. Dau pur și simplu, ia stai un pic să îmi zice. Te apropie de el un pic, what the fuck. Păi da, nu-mi zice ce e. Îmi trebuie ceva să mă uit? Nu, zice, mail sau nu female zice. Sau what the fuck. Nu mi-a zis. Stai. Mi-a dat-o. Am fost tranquilizat, Mane. Torpiditatea mea se va duce ușor. Vezi tu ce e, că i-am pus o bola. Nu știu ce e, i-am dat un trank să adormă, sper. Deci te-am pupat. Eu o să mă culc în curând, să știi. Bravo. Da. Gata, hai că l-am adormit. Dă-i la asta că pleacă în curând. Dă-i la asta. Stai că îi dau. Du-te, pleacă de lângă el, îmi pui mei. Ce? De ce nu zice ce? E tot mail, îmi pui mei, toți sunt băieți. Dar zici că nu zice. Fuge, nu, lasă, stai liniștit că fuge, care... Ce jegos este. Fuge că e fricos, de-aia fuge, că dacă nu era fricos nu fugea. Ala e. Care nici nu mai știu pe ce s-a pus. Da, păi sunt... Stai, hai să-l verificăm. Pune, te rog, niște carne în inventarul lui, al doilea. Adevărat, acum. Niște carne stricată. Bun, bă, dar sunt toți trei masculi în pana mea. Nu o să iasă niciun ou de la ăștia. Bă, nu știi. Fermete, că... Gonade. Trăim în vremuri ciudate. Gata, ăsta s-a dus. Uite, te-mi bai mocofanii, îl avem. Gata, e și tu ești cu numele. Bravo. Tu stai bine pe nume. Bun, iei cărnița. Da, lasă asta, iei cărnița și pune la rest. Păi mai am oleu, păi tu și câte am. Păi stai puțin, tu vrei să luăm trei mocofani de ăștia masculi?
Păi nu, dar dacă tot ce să le fac? Nu știu ce așa să le fac. E, nu e rău nici ideea ta, 190 și 100... Hai să survolăm un pic, să vedem, îi lăsăm pe ăștia aici și vedem dacă e ceva femelă. Dacă nu, ne întoarcem la băieții ăștia și luăm câte doi masculi și na, mergem pe cârnăciori. Asta este. Am și uitat să ne uităm, am și uitat să ne uităm de chestia asta. Da, mă, dar la mine nici nu arată, eu nu înțeleg cum ai văzut tu că e da, dacă femelă. Te apropii suficient de mult. Ah, fuck, nu! E făcut. Am căzut, am apăsat asta, e fără să vreau. Aaa, eu uite, credeam că ești lup, vreau să dau în tine, lor. Credeam că ne atacă careva. Nu, no, am apăsat E ca prostul. Ia, hai pe oază, poate găsim ceva pe oază. Am văzut Marafetul, e în față Marafetul. Mm-hmm. Uite, mai unul și în dreapta, ia să vedem asta din față. Auzi, dar nu ne arată dacă nu uităm cu binocul? Binocul? Ba da, uite, e femeia de level 50. Perfect, love it. Care din ele? Asta din față. Să duce păi hai să-l omorăm pe ăla, stai un pic, pe Titan Boa. Mă duc și eu la el. Dă-i și tu. Ce ai făcut, fata mea? Ce ai făcut? Bă! Deci picioarele, am dat cu o dată și nu-mi cunosc puterile. Sorry. No, trebuia să aștept, mai off. Tu zici că vezi prin binoclu? Da, da, da. Și-a pus băieții aici. Fiate că și nouă ne trebuie un nod de ăsta de oil. Poate o facem pe aia, știi? Cum au făcut americanii, Our Land, știi? Și da, 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 da. A, uite unul, l-ai văzut tu aici. Ăsta te-ai uitat să vezi ce e? Nu m-am uitat imediat. Vedem cu ăsta e. Nu știu. Tot mie nu mai arată, mă, și nu înțeleg de ce. Eu nu văd nimic la ăsta. Nu văd nici ce level e, nu mai arată nimic. Păi nu la lupă, mă. Femelă, level 290. Dar cum, mă, că eu nu văd? Uite, dai cu aia, dai cu bola. Îi dă. Ești priceput. Rupi fuciu. Ați, te-am terminat. Cât e? 290? Cât ai zis că e? Da. Mă, nimic nu mai arată levelul, deci e ceva... Poate că ai apăsat asta aia de-ți ascunde denumirile și chestii de genul ăsta. La naiba să mă ia, că nu știu care e asta. Ia, du-te, caută în controls. Dacă știe cineva care se uită la clipul ăsta, spuneți-ne în comentarii, vă rugăm frumos. Banul backspace-ul se ascunde complet. Iuta, fugi! Fac. Nu, că fuge de frică. Păi și? Nu putem să-l mai prindem? De ce nu l-ai prins? Ia la! Mi-a dat-o iară, mă, mi-a dat-o. Nu, de ce? Pune-te pe Argentavis! Încerc să-l prind, mane, dar nu merge. Yo, Argentavis, vino cu aici. Eu nu înțeleg de ce al tău... Da. Nu-l prins cu bola, că eu îi prind cu bola. După ce rupe bola, nu mai vrea prins cu bola și o rupe. Ah, și tu... De când fuge, nu mai se lasă prins, trebuie să dureze un pic. Uite, am văzut am că... Am înțeles. Ia-ți Argentavisul de aceea, să nu dea în el. Mută-l mai încolo, pune-l pe pasiv, fă ceva. Gata! Mamă, nu trebuie apă. Gata? A dormit. Vin să-i pun cărniță, dar trebuie să mergem să bem ceva, adică uite-te și la tine cum ești cu asta. Da, mi s-a dus o treime aproximativ. Bun, hai să mergem să rezolvăm. Aduc și armura acolo. Păi și noi mai știm să ne întoarcem la el. Păi mergem direct. Uite, e lângă, fix pe dunga cu ăsta verde. Cu dropul verde. It's fine. În stânga avem pe ăștia. Am jucat mult Minecraft, ne orientăm. Bă, zici tu. It's fine. Eu trebuie să ajung neapărat la apă. Nu știu de ce mă deshidratez în halul ăsta. Uite ce nu ne-am făcut noi, niște pouch-uri de-astea, știi, de apă. Alea trebuie să făcute neapărat. Că bine zici. Întotdeauna am avut și știi că sunt unele care curg apă, dar mai sunt unele care nu curg. It's fine. Da, alea ai nevoie de metal, parcă, dacă nu mă înșel. Da, avem, de ne punem și în cam metal ce ai. Oare eu dacă bag mure... A, îmi crește apa? No idea. Eu nu cred, da. Nu prea pare. În teoretic și când aceștia de pe aici de prin deșert ar trebui să ne dea apă. Dacă îi vezi cu burta mare, teoretic. Mhm. Păi să ne dea ce? Că îi fac doar dropuri la... Au niște carne și încă ceva, mi se pare. Nu. Faci E pe el. Te duci lângă el și apeși E. Ah, wow. Asta nu știam. Asta e interesantă. Uite ăștia cu curul albastru. Aha. Gata, am băut pizza. Deși nu mi-a dat mult. Cu mâncarea cum să aici, bine?
Da, n-am stres. Ok. Ia stai, stai tu cu fundul albastru, stai cu fundul roșu, ăsta dă tot apă. Ăsta îți dă ulei, man. Și aici pe ulei, ăia, gândaci cu fundul roșu îți dau ulei. Ia, dar sunt pasivi? Da, 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 da. A, și doar dai aici și, wow, ia uleiul, dacă ai ulei, ia uleiul, pe ăla ne am trebuie. Am luat 16, am luat 16. Suntem pe sărăchie. Băi, e foarte frumos, mă întorc să iau un băiat de acolo. O să iau unul din mascul, probabil. Îți revine ție femela. Am mai găsit o femelă. Aici, când aproape de apă. Cu ea acum. Momentan. Am putea să o luăm, să o lăsăm aici. Ia, stai că, că e și level mic. Ți încerci norocul? Mhm. Vrei să vin să ajut? Îmi zici? Nu, nu, nu. Ia mă, să mă duc la un cărăbuș de ăsta. Tăi coil, da mă? Da, level 40. Mea, deci e ăla cu fundul albastru îți dă apă și ăla cu fundul roșu îți dă ulei. Țiței, mă rog. Da, corect, corect, l-am luat și după aia s-a spirat și a fugit. Aha, 16, ce tare. It's very nice. I like it. Foarte mișto. Și ăștia sunt morți? A, nu, ăștia sunt făcuți. Deci avem mail, ăsta nu ne trebuie. A, dar stai. Mamă, ne dau târcoale vulturii, dude. Deci avem 190 level. Doamne, cum dau târcoale vulturii. 180. Asta ce l-am făcut? Asta cred că e mic. Asta este 74. A, pe ăsta nu-l vrem. Îl vrem pe 190 să fie level mai mare. Aha, that is nice. Scorpio. Ala-i, mamă ce urât face. Deci avem unul de, s-a făcut la 282 level, la Scorpion. Mm-hmm. Dude, face atât de urât. E extraordinar. M-am și inspirat, vine, face. Dar eu nu știu, mă, să poată Argentavisul să-l ia pe ăsta. Cu click dreapta, dacă nu mă înșel. Da, mane, merge. Trebuie să-l țin apăsat, nu? Merge și așa. Ho-ho! Blanao! Dude, l-am luat, gata. Mamă, cât sunt pe aici. Avem și Mantis, observ. Wow, ce tare! Știi, băi, e o manta de-aia, călugăriță. Mm-hmm. Băi, e o pasăre ciudată aici și mi-e frică de ea. Fuck, dude. You're e... hot. Cum se cheamă? Archaeopteryx-ul ăla, sau cum Dumnezeu se cheamă, chestie micuță, ca seamănă? Mai mic decât un dodo, seamănă cu o pasăre normală, gen pasăre din realitate, un porumbel. Aha, dar e... Parcă să zic că era de asta stupidă, nu știu dacă îți fură chestii, dar parcă era ceva agresivă. Aia care are aripile foarte lungi, aia îți fură chestii. Aia e jugoasă. E hai micro-raptor. What the fuck? Se cheamă Microraptor. N-am mai auzit de asta. M-a atacat unul, dar văd că nu m-a dat jos din șa, ceea ce e ok. Dar nu știu unde ești tu. Ai idee să spui niște... Măi, sunt... Pardon, scuze, am dat de microfon. Sunt undeva aproape de mal, cam am avut o femelă de level 40 aici și aștept să se domestecească ca să o iau. Eventual tu te poți duce acasă și te mai întorci odată și mai... Da, 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 nu, că e într-adevăr o idee. Ok, bine. Bun, păi ce să mai, am plecat, gata, mă duc cu băiatul de mascul, ți-ți revine femela, da? Da, mă, să iau pe asta mică. Și pe aia ne întoarcem după aia mare. Aștept să văd aici ce se întâmplă, se domesticește, nu se domesticește. Mai are foarte puțin, hai că e bine, 88%, 89% aproape. Gata. Știi tu că avem foarte mare noroc că suntem aici lângă deșert. Putem să ne luăm multe resurse de aici faine. Gata, hai că vin și eu. Poți să alerg oare cu, să zbor așa cu el? Da. Nu știu cum o să stea cu stamina, sunt foarte curios. Se duce un pic mai repede, observ. Va trebui să faci două pauze până acasă. Multe pauze, două. Oricum că e departe. Mă, jocul ăsta mai avea portaluri? Nu, decât de pe o arc, de pe un arc pe altul, pe o hartă pe alta. Ia uite, cineva aici și-a pus o mică platformă cu un cufăr. Cum ziceai tu, să ne facem mici baze pe aici pe acolo. Ar fi o idee, să băgăm o bază pe deșert. Mie îmi place foarte mult deșertul cum arată. Sau... Da, mi-a zis adobe-ul ăla sau
Dumnezeu îi se cheamă. Ăla mi se pare de top, adică întâi trebuie să descoperite toate de adobe și după aia. Să ne facem un desert hut de ăla, așa foarte mișto. Ca nomazii. Mamă, ce urât e ăsta, frățică. Auzi, dar ăștia... A, mi se pare că merge să pui un saddle pe ei, nu? Nu mă știu. Da. Teoretic, fine. Ei sunt folosiți în loc de trank guns. Adică înainte să îți faci o pușcă, poți să folosești un pulmino. Să dai în ce vrei să iei. Da, să-i adormi. Aha. Și ai idee dacă torpidul ăsta, efectul de adormire este dat imediat sau trebuie să aștepți un picus? Pentru că dacă dau un T-Rex, poate ăla în 10 secunde până își face efectul. Asta nu știu, oricum noi nu, eu n-am de gând să-i folosesc. Îți spun doar așa la modul general că pot fi folosiți pentru un... Gotcha. Super interesant asta. Mă uitam că au o picioare, ceea ce înseamnă că sunt arahnide. Da. Și ceea ce nu mă încântă. Eu am uitat că scorpionii sunt mini păianjeni. Ai de-aia agrofobie sau cum se numește? Ai de capul tău. Bine, eu am multe fobii, știi? Ok. Da, asta e top acolo. Am înțeles, gata. Și de-aia mici? Da. Păi nu știu de ce am... Bine, aia mici de tot, cum căcat avem noi prin România, n-am stres. Dar mai avem și noi din aștia mai mări cei așa, știi? Adică nu... Dacă treci prin grădină vara așa și dai de un din ăla mare cât fața ta, aha, nu are fundul mare, știi? Dar are tot. Picioarele, știi, se întinde așa de cât fața, cât o palmă. Da. Ăla, să-ți blestem zilele. Da, lol. Funny. Mă rog, funny, scuze. Întrebarea mea e alta. Zi tu. Nu, ziceam de ce e funny, pentru că ești dita mai namila de om, știi? Și ăla un mic acolo, cât o unghie, știi? Îți dai seama că el e mai speriat decât tine, decât tine, decât, știi? Bine, da, sunt de acord că noi n-ar trebui să, adică eu personal și în România și la climă temperată nu avem de ce să ne facem griji, să subire de ăștia care, nu știu... Cu tarantule, da. Nu tarantule. Australia, man. Ălălaltul. Black Widow and shit, da, cu văduva neagră and shit, în care e tot așa jumătate de unghie și mori. Bă, aia, da, aia, lasă-mă, aia, nu, acolo intru și eu pe categoria ta, intrăm, facem tribă amândoi, nu, aia și eu sunt împotriva ei. No. Ce vrei să zici mai devreme? Vreau să te întreb de talasofobie. Trebuie să mă explici că nu o cunosc, nu știu ce. Talasofobia în general e chestia asta că frica de necunoscut, dar în general când auzi de talasofobie te gândești la frica de adâncurile oceanului sau adâncurile mării sau chestia genul ăsta. Corect, am experimentat-o aici, da. Da, o am puțin, dar eu not foarte mult. Mm-hmm. Și vara, fiindcă stăm foarte aproape de Marea Mediterană, obișnuiesc să mă duc foarte în larg, astfel încât am ajuns, de exemplu, la cum se numește aia, care plutește, care semnifică bărcilor să nu se mai aducă spre, să nu vină mai spre mal. Mm-hmm. Nu barge, nu e o... Nu vine nici mie acum. Înțelegi ce vreau să zic, da, aia de plutește care zic, da, ok, da. Bun. Și acolo undeva la un 5 metri adâncime, știi, ca să fie safe pentru bărci. Și am ajuns până acolo, știi, și... eram foarte în larg și nu mi-a fost deloc teamă până aici, dar am experimentat-o când am decis să mă bag în apă, sub apă, să văd de ce e prinsă aia și să... îmi place mie gen să fiu sub apă, e un fel de feeling tranquil, e așa foarte liniștitor să fii înconjurat, să fii în apă, ești ca și cum ai fi în pântecul pământului cumva. Mm-hmm. Ești în pântecul naturii, e foarte romantică treaba dacă stai un pic să o experimentezi, știi? Tu și romantismul, dar continuă, da. Nu, romantică nu în sensul de dragoste, romantismul are mai multe domenii, să zic așa. Așa, nuanțe. Nuanțe, bravo. Și am intrat adânc și eu n-am teamă de apă, obișnuiesc să not foarte mult. Fratele meu, am auzit, datorită valorilor, lanțul de care era ținută pluta asta, se mișca sub apă și vibrațiile generate, puteam să aud sub apă
sunete de alea îngrozitoare de le auzi în jocuri de alea de groază, nu știu dacă ai jucat în Outlast. Știi? E metalul ăla care se zgârie, metalul ăla care și e cu ecou, pentru că sub apă era dat ecoul sunetului. Sky, n-am ieșit din apă în viața mea mai repede. N-aveam nici dracu unde să mă duc. Eram practic eu în larg, mai aveam 200 de metri până la, știi, trebuia să nu de mai dracu încă o jumătate de oră. Da. Dar atunci am simțit chestia asta cu adâncul și din prima m-am gândit că, adică, mă rog, în mintea mea că poate să iasă orice. Da. Mai ales că pe aici au fost văzut și rechini la un moment dat în 2019, știi. Da. Super. Tu ai avut tot ce s-a întâmplat chestia asta? Păi nu, că eu nu mă duc atât de departe, că mi-e frică din prima. Mă, deci eu, știi cum e? Că în apă e ca în jocuri, de aici ceața aia, de la un moment dat nu se mai vede după o distanță. Da, 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 ei, exact, exact. Eu exact. Când văd ceața aia, îmi bag piciorul. Am înțeles. Eu nu mai vreau să văd ceața aia, punct, gata, de aici. Ce? Eu vreau să ating pământul, când pun piciorul jos, eu vreau să simt pământ. That's it. Ce frumos a fost, da, la mare, gata, atata. Da, asta era... Da, e un feeling foarte dubios ăla. Da, pe mine unul m-a luat prin... pe neașteptate, sincer, pe nepregătite, să zic așa. Nu eram pregătit să-l simt. Dar nu știam că se numește așa. Cum ai zis că se numește? E un cuvânt mai ciudat. Talasofobie. Talaso, talaso. Și ăsta practic include din nou mai multe nuanțe. Da, nu? Include mai multe, nu e doar de adâncurile de apă, dar în general când spui, când vorbești cu cineva și așa, te referi la chestia asta cu apa de ocean și shit. Makes sense. Disable following. Bun, vin după următorul să-l iau acum. Ce-am găsit noi aici? Întotdeauna este fun când găsești un predator, un alfa predator mâncat de altceva. Fan sau tot e talasofobie și asta, că nu știi ce e acolo? Da, exact. Merge. Și o ai și pe asta, nu? Da, normal. Păi nu, că adică e aici un rechin care e complet însângerat și mâncat de ceva, nu știu cine l-a omorât. Și rechinul e alfa? Era de la cu roșu? Nu, alfa în sensul că top of the food chain. Dacă mergi mai în față, un pic îl vezi, teoretic. Da, l-am văzut de aici. Vreau să dau celor care se uită la clipul ăsta, vreau să dau un pont. Dacă jucați ca mine cu totul pe minim și toate oprite, adică skin of the dick practic cu calculatoare potato, vă ajută foarte mult să vedeți în față. Mamă, am luat 624 de raw fish meat, trebuie să mă întorc acasă să le pun în frigider. Deci, mane, n-avem probleme în viața noastră acum cu mâncarea. Da, vă ajută foarte mult la draw distance. Nu-ți consumă resurse calculatorul și poți să vezi foarte, foarte departe în arc, de toate clar. Deci acum să cam pus ceața. Bun, deci avem... Stai, ce fac mai? Deci avem un mascul și o femelă. A, trebuie să le pui pe mating. Nu știu sincer dacă trebuie să le pui pe mating. Pe mating să-i pui dacă vrei ouă fertilizate. Eu am impresia că ei fac oricum ouă, dar nefertilizate. Păi da, și vrem niște ouă, să facem mai mulți băieți. Nu m-am gândit la chestia asta, ok, da, îi mulțești pe ăștia care ai acasă. Stai că să las niște cărniță totuși aici, că s-a umplut inventarul. Încă o chestie. Ups, stai așa că am un argintat de scarne. Încă o chestie, silk. Ne trebuie niște silk. Silkul facem din păianjeni sau ne dă ceva idee? Din nou, eu sunt semi-convins că cred că avem nevoie de un sickle, ceva la... Crezi tu că ne dă silk cu așa? Silk. Cu... Pardon, Simo, cum se cheamă că nu-mi vine? La plante, că trebuie să dăm cu... Cu o seceră, măi, așa, măi, cuvinte. Stai, ce-am făcut? Nu știu. Ok, oh, 76. Smithy. Aoleu, că bine zici, ia să repar și eu pușca mea un pic. Repair. Bagă. Așa. Bun, toate bune și frumoase până aici. Stai, ia să vedem. Tu ai să... A, nu. Tu ce ai puțin? A, te-au atacat ăștia, mă, de-aia să repari. Da.
Silica pearls, wow. Sunt semi-convins că există ceva, un dinozaur care ne permite să să strângă ouăle pentru noi. Dar nu știu care. Știu sigur că există... Care pică de pe jos. Știu sigur că există un oviraptor, dacă nu mă înșel, care stimulează producția de ouă. Dar nu știu dacă există un ceva care să ia ouăle de pe jos. Ar fi foarte fain. Ok. That's interesting. Oviraptorul e o chestie foarte micuță, mai micuță decât un dilo, care arată așa găină golașă. De fapt nu că n-are pene, e ca un dilo, dar mai mic un pic. Și se sperie foarte ușor, e... Ok. Ceva luăm și dăra. Nu știu cum să domesticește un oviraptor, sincer. Căutăm, căutăm. Apropo, Sky, va trebui să continuăm data viitoare. Acum ne-am făcut aici de amploa, avem 2 scorpion, 286 și cu 63, că n-ai mai micuță aia. Trebuie să crească un picuț. Din nou, pentru o, scopul nostru este să facem niște kibble dacă reușim pentru ceva mai mare. Ar fi genial. Așa că ne vedem în episoadele următoare, unde ne vom pune forțele pentru a captura ceva grandional. Grandioman. Grandios. Grande. Ce mai grande. Merge pe grandio. Când le mai încurc așa în română, le bag pe spaniolă, nu se prinde nimeni, să știi. Da, da, da. Aici am mai dat un pic de gol, așa că mă supăr un pic, dar îmi trece mie mai încolo. Da, nu știu despre ce vorbești. Ok, bun. Ne vedem data viitoare. V-am salutat, numai bine. Pa, pa! Pa, bă!